Fan plezir de Leapșa către Summerwell. Pentru că este cel mai cool festival de muzică. Și pentru care noi am creat croissantul cu zmeul la Summerwell. Facem și o pauză la un moment dat, ceva? Cam obosit de cât am vorbit. Cred că îmi lipsesc niște calități ca să fiu salariat. Și neavând alternativa, a trebuit să îmi caut independența. Sunt Vlad și mă ocup de producția de la Summerwell. Am lucrat într-o singură corporație după facultate. Nu au funcționat lucrurile, mi s-a părut că stau pe loc. Pe urmă am ajuns într-o agenție de publicitate și de acolo am realizat că e loc pentru un alt tip de business. Făceam below the line în agenția respectivă și îmi doream să fac below the line creativ. Și asta m-a condus la business-ul pe care îl avem noi acum. Sunt Andy, sunt unul dintre cei care fac Summerwell de 7 ani. Parcursul profesional a fost oarecum similar cu cel al lui Andy. La fel, eu am fost mai ghinionist decât el și am trecut prin mai multe corporații până să-mi dau seama că nu e neapărat locul meu acolo. Ce mi-a plăcut când am ieșit din zona asta de multinaționale, corporații și sistemul ăla foarte rigid a fost că am dat de o cu tot o altă lume, tot așa într-o agenție de publicitate și m-a atras foarte mult faptul că era cumva, nu știu, să nu folosesc un clișeu, dar era o efervescență creativă în business-ul ăla care m-a atras și mi-a dat ocazia să mă reinventez cumva, nu știu dacă în fiecare zi, dar mult mai repede decât aș fi putut să o fac, mult mai des decât aș fi putut să o fac, în mod evident, într-o corporație unde, în principiu, aveai un lucru și cu ăla mergeai zi de zi la luptă. Eu sunt John, la Summerwell mă ocup de booking și de artist hospitality. Începuturile Summerwell, nu? Ok. Am încercat să combinăm la un moment dat meseria noastră, care e în publicitatea neconvențională, cu pasiunea noastră, care era muzica. Și am început să dezvoltăm o platformă de concerte cu muzică alternativă prin 2005. Pasul următor firesc a fost o platformă dezvoltată pentru Orange. Era un proiect care se numea Orange Summer Parties, pe care l-am făcut timp de 7 ediții. Ultimele dintre ele erau niște concerte foarte mari pe plaja din Mamaia. Numai că în ultima lor fază, Mamaia devenise un loc foarte, plaja din nordul Mamaiei devenise un loc foarte aglomerat cumva. Începuse să capete conturul pe care l-are astăzi. Cluburi, plaja mai îngustă în sfârșit. Așa că am dezvoltat Summerwell. Noi am vrut să facem un proiect care să dureze, așa că i-am dat o structură pe care o are și acum. Ne-am gândit la care e numărul de formații pe care ar trebui să-l aibă festivalul, cum ne-am dorit să fie, ce am vrea să spună despre noi pe de-o parte și mai ales despre partenerii lui. Am ajuns la o structură pe care festivalul a îmbrăcat-o în primul an. Dar înainte să ajungem la prima ediție de festival, ne trebuia o locație. Asta a fost cea mai mare problemă pe care o aveam. Norocul nostru a fost că în 2010 un prieten de-al meu și de-al lui Vlad s-a însurat și am venit la nunta lui la domeniul Știrbe, evident. Și ne-am petrecut toată seara aia umblând dintr-un capăt în altul al domeniului. Are 24 de hectare, deci am mers o grămadă. Dar am realizat că era exact locul care ne trebuia, avea peluza asta pe care o vedeți voi în spate, lacul ăsta, interiorul, ieșirea la lacul Buftea, era un loc absolut superb, a rămas în continuare așa și de fiecare dată când venim aici și redescoperim, am fost de 1000 de ori probabil. Dacă ar trebui să rezumăm cumva conceptul ăsta, e un loc în care se întâlnesc oamenii care sunt pasionați de cultura alternativă, unde poți să asculte muzică, dar poți să încerce și altfel de lucruri, să vadă altfel de lucruri decât cele pe care le văd în mod obișnuit. Ce e interesant pentru noi nu e să transformăm Summerwell într-un business, ci să transformăm Summerwell într-o platformă pe care să se grefeze apoi
alt tip de evenimente. Simt că John vrea să vă povestească despre lucrul ăsta, dar vreau doar să vă spun că noi ne-am dorit foarte mult ca Summerwell, asta ne-am dorit cel mai mult de fapt, ca Summerwell să influențeze viața culturală a București. Ne-am dorit ca Summerwell să influențeze viața culturală a Bucureștiului. Dacă lucrul ăsta s-ar întâmpla, atunci am fi extrem de mulțumiți. Realizăm că după 7 ani, poate generațiile se schimbă și oamenii care au venit la prima ediție acum nu mai vin, au copii, joburi. Au ocazia să vadă lucruri pe care să le transforme în inițiative mai târziu. Și cei care sunt preocupați de lucruri artistice, poate mai mult decât ceilalți, dar și cei care sunt preocupați de antreprenoriat. Cumva, pentru oamenii pe care îi vedem noi la Summerwell, mai ales pentru cei mai tineri, cred că mai interesant decât cuvântul formație e startup. Acum, cred că e o generație care crește gândindu-se că dintre ei vor apărea mulți antreprenori și probabil că mulți dintre ei știu mai degrabă de Elon Musk decât de solistul nu știu cărei formații sau de chitaristul nu știu cărei formații. Și atunci, dacă oamenii văd că businessurile mici își găsesc un loc la Summerwell, și asta se întâmplă, Summerwell a devenit o platformă unde foarte multe business-uri mici își găsesc un loc. Pe de-o parte, sunt toate business-urile astea creative. Sunt mici buticuri, oameni care fac de la tricouri, nu știu, ilustrații, bijuterii. Deci tot ce ține zona de fashion, trecând după aia prin zona de food, care la fel are o importanță foarte mare la Summerwell. Cred că la prima ediție n-am avut niciun colaborator extern. Și acum avem, probabil, nu știu, cred că avem 100 de cereri, de vorbesc doar pe partea de food and drinks și trebuie să facem o selecție. E o explozie, nu știu dacă noi am fost motorul lor pe zona asta, dar cu siguranță și au crescut toată cu noi și asta e un lucru chiar foarte bun. Feedback-urile pe care le avem de la artiști sunt întotdeauna extrem de pozitive pentru că descoperă și Bucureștiul și festivalul într-un mod care îi surprinde foarte plăcut. Eu mi-amintesc, adică are cumva legătură și cu Summerwell, pentru că s-au întors și la Summerwell, dar la primul concert cu Placebo pe care l-am organizat, mi-amintesc că eram cu ei în mașină, veneam de la aeroport și pe drum am intrat pe Kiselev și ziceam, uite, seamănă Paris, erau pentru prima oară în București. Seamănă un pic a Paris, am ajuns în Piața Victoriei, nu știu de ce, dar asta ziceau, și aici seamănă un pic a Berlin. Au mers de la aeroport la hotel, în principiu au văzut Kiselev, aviatorilor, Calea Victoriei, dar li se părea extrem de frumos orașul. Noi îl percep, ne-am obișnuit cu Bucureștiul, am crescut aici, în principiu îi cunoaștem toate detaliile. Nu mă gândesc foarte des dacă îmi place sau dacă nu îmi place, e acasă, e cum e. Dar lor le place orașul, adică se simt foarte bine și le place zona asta din centru. E adevărat că nu văd mare parte din București, dar li se pare o experiență extraordinară și noi auzim mai multe comentarii pozitive, pentru că sunt mai numeroși, de la străinii care vin la festival. Și toți spun același lucru, este un oraș extraordinar, m-am simțit foarte bine, vin și anul viitor, știm multă lume care se întoarce la festival an de an. Un reproș, ca să-i spun așa, pe care îl prind destul de des, și anume că festivalul e prea scurt. Și un motiv pentru care ne gândim să prelungim anul ăsta cu zi zero. Hai să mai încercăm o dată pe asta. Da? Mai dăm o dată pe asta. O mai dăm o dată, da? Noi, și mai laudativ. Da.